Atunci, bună seara din nou! Numele meu este Cristina Bogdan și sunt decanul Facultății de Litere și mă bucur tare mult să vă primim astăzi, pe toți, și pe musafiri și pe cei din sală. În cadrul zilelor porților deschise în Facultatea de Litere, e momentul din an în care încercăm să ne promovăm oferta educațională pentru toate cele trei cicluri de învățământ, licență, masterat și doctorat. Deci, în cadrul zilelor porților deschise, avem acest eveniment pe care îl gestionează colegul nostru Eugen Istodor, aici de față, cel mai prost fotograf din lume. Nu contați pe el când e vorba de fotografii. Sper măcar ca în poze să iasă el bine, dacă nu reușește să facă poze bune pentru ceilalți. Eugen gestionează acest eveniment care se numește În căutarea binelui. Mă gândeam, venind astăzi spre facultate, știam că am două evenimente, unul după celălalt. Primul, un eveniment pe care l-ați văzut așa pe final cu scriitoarea Ioana Nicolae și invitată a fost o altă scriitoare care este profesoară în cadrul Facultății de Litere, Simona Popescu. Și a fost practic un eveniment În căutarea frumosului și acum suntem În căutarea binelui, deci reușim să refacem acel concept antic de calocagatia. Așa încât mă bucur tare mult că avem atât de mulți invitați. Și o să vă povestească Eugen despre fiecare dintre ei. Și mă bucur tare mult că acest eveniment stă sub semnul Departamentului de Științe ale Comunicării. Știți cum e, suntem în Facultatea de Litere și mie îmi place să spun și să scriu pe Facebook, nu, cu hashtag Facultatea din inima mea, dar orice inimă are și un miez și miezul inimii mele este Departamentul de Științe ale Comunicării, pe care îl conduce colega mea Alexandra Crăciun. Avem mulți invitați, avem multe lucruri de povestit, n-am să mă lungesc în niciun fel. Îi mulțumesc lui Eugen, e prima dată când în cadrul zilelor porților deschise, pe lângă întâlnirile cu scriitori, facem și o întâlnire, iată, cu oameni care ne ajută să fim mai atenți la ceea ce înseamnă privirea spre bine. Și mă bucur foarte mult că în sală sunt studenți de la comunicare, de la cursurile lui Eugen, care sper că vor participa activ la dezbatere. Mulțumesc! Eu mulțumesc, Cristina. Da, studenții contează, oricât am crede, pentru că dialogul pe care l-am început prin seminarul În căutarea binelui a fost inițiat de ei și m-am prins cu greu, de fapt, de ce? Pentru că într-o societate mișto și nebună, fermecătoare și tulbure, nu te poate preocupa cu adevărat binele, răul, nu te pot preocupa aceste povești decât dacă nu te afectează direct, dacă nu te lovesc în plex și în toate direcțiile. Altfel, așa, binele, răul e o discuție lungă și filozofică. Mă bucur încă o dată, cum a spus și Cristina, că îi avem aici pe făcătorii de bine, făuritorii, mai ales ai unui bine pentru ei, dar mai ales bine pentru studenți. Pentru că relația pe care ei o au cu acest bine, repet, este relația pe care o au cu mersul lucrurilor în fiecare zi într-o societate care, așa cum e, este și le-o dăm lor. Așa că primul pas, și cu asta vreau să încep prezentările, este să vă prezint eu, dar mai ales să spuneți fiecare câte o întâmplare care v-a determinat să intrați în această horă a elelor, în această minunată aventură de a-i face celuilalt bine și o includ aici chiar și pe Alexandra, colega de catedră, dar mai ales șefa departamentului, pentru că și ea face în aceeași horă nebună și infinită, îi știu poveștile mai puțin decât aș fi vrut, dar știu și este în această horă, de asta am și invitat-o alături de noi. Așa că voi începe cu, da, asta e, mă uit la voi două, Carmen Uscatu și
Oana Gheorghiu de la Dăruiește Viața. Ce v-a determinat să intrați în hora asta? Care e întâmplarea, de fapt? Nu declarații de principii. Cum s-a produs ceva în creierul vostru? Că e jocul, că e, intrați în joc sau rămâneți în afara lui? Aveați joburi, altă generație, nu vă reține nimic ceva decât acest dezinteres total. Binele. Nu știu. Am să încep eu. Povestea e o poveste comună. Aveam job, aveam copii în clasa 1, cred că erau. Dar am primit un e-mail de la o mamă care încerca disperată să strângă bani să salveze singurul copil. Și asta a fost cumva declanșatorul, acel e-mail, pentru că în momentul în care l-am primit, cumva m-am gândit cum trebuie să fie să treci prin asta, câtă neputință trebuie să simți ca mamă, ca viața copilului tău să depinde de niște bani și cam de aici a pornit, i-am trimis mail-ul lui Carmen, fusesem vecine de când copiii noștri aveau câteva luni, e diferență între copiii noștri de 3 luni. Și asta ne-a apropiat, pentru că aveam preocupări comune. Exact. Pe copiii noștri cheamă Alex și Alexia și să știți că i-am botezat înainte să ne cunoaștem. Și am trimis mail-ul lui Carmen, am întrebat-o oare ce am putea face, pentru că îmi dădeam seama că 100 de lei sau 200 de lei, cât am fi putut noi să donăm fiecare, nu ar fi însemnat aproape nimic în economia sumei pe care mama avea de strâns și de aici a pornit nebunia și o las pe Carmen să zică ea mai departe. Da, n-aș vrea să acăpărăm. Cred că au fost și multe frustrări în spatele acelui e-mail. Știam câte ceva despre sistemul medical românesc, trecusem prin niște spitale cu vreo 20 de ani în urmă și de asemenea trecusem și pe la Ministerul Sănătății încercând să obțin, după intrarea în Uniunea Europeană, un certificat de liberă practică pentru un medic. Și la registratură țin minte 3 birouri în care stăteau 2 doamne, una juca solitar, cealaltă fuma, iar a treia lipsea. Iar mie nu au vrut să-mi dea un număr de registrare pentru că ștampila pe hârtiuța aia cu care pleci de la instituții cu numărul de înregistrare era la a treia doamnă care doar ea o punea. Deci, probabil că știind cum funcționează sistemul... Să lipsească ștampila, ție sare țandăra, am înțeles. Ștampila era acolo, dar nu mai puseseră celelalte doamne niciodată, așa că am luat-o eu și am aplicat-o pe hârtie ca să pot pleca mai repede. Da. Genul ăsta de povești mai există încă, din păcate, și cred că asta ne ține fresh tot timpul. Da. Alexandra Cantor, Fundația Friends for Friends. Dar eu nu am o întâmplare prin care m-am hotărât să fac bine. A fost așa o idee pe care am avut-o tot timpul. Eu sunt o absolventă a Facultății de Comunicare de aici și mă bucur să văd pe Alexandra după atâția ani. Și am intrat în publicitate, ceea ce cumva vrem toți la vremea respectivă să facem, și în publicitate, lucrând cu diversi clienți, companii, mi-am dat seama că am putea să facem și noi ceva bine, adică cu banii lor, nu numai să facem lucruri despre produs, poate mai investim în ceva, poate mai facem un proiect, poate, și atunci am înțeles că ONG-urile sunt cele care reușesc de fapt să implementeze lucrurile astea și întotdeauna am vrut să fac, nu neapărat să fac bine, cât să schimb lumea, știu că sună nebun, dar asta a fost visul meu când eram mică și practic cu clienții mei am încercat întotdeauna să facem, adică să-i conving să facem și altfel de proiecte. Și eu am ajuns în sectorul non-profit pentru că cineva a venit către mine și mi-a zis: dacă tot îți place genul ăsta de proiecte, nu vrei să conduci o fundație? Și eu eram, nu știu să fac asta, dar da, de ce nu, hai să încercăm. Și cumva așa am ajuns în postura de director executiv a Fundației Friends for Friends. Dar aici am descoperit o echipă foarte faină și niște proiecte care existau deja în fundație și pe care le ducem mai departe și cumva m-am regăsit în fiecare. Adică n-am o întâmplare. Am vrut eu să schimb lumea la un moment dat și am ajuns în sectorul non-profit. Nu știu dacă mi-a ieșit, nu cred că mi-a ieșit încă, dar mai încerc. Da.
Da. Elena Calistru, Funky Citizen. Eu nu știu dacă fac bine, fac funky, scandal. Funky, scandal fac eu de obicei și da? Cred că așa fac bine, cumva. Nici eu n-am o întâmplare. Dar de ce ține scandalul în lumea asta? Oare? Care toată lumea face scandal? Da. O întrebare bună. Eu cred așa, că eu am avut o viață bună, decentă, nu știu cum să spun, na, copil de medici în provincie, mai că mi-a început să facă bani ca să-și permită să ne ia cadouri după ce a făcut 50 de ani, ceea ce în sine era destul de trist. A trebuit să-i ascund când am avut primul meu job în prima vară în București. M-a întrebat și câți bani faci? Vindeam Enciclopedia Britanica și primeam comision 10% din valoarea Enciclopediei Britanica. Enciclopedia Britanica era la acel moment în jur de $2,700. Deci imaginați-vă un copil de 19 ani care făcea comision. Și eram, iubesc cărțile, faptul că suntem aici pentru mine e genial. Și vorbeam cu super mare entuziasm. Uite cât de minunată e cartea asta și am convins oameni să cumpere cartea de 2007, niște cărți, de $2,700 sau euro, nu mai știu, și nu erau puțini oameni. Așa că după primele luni, când m-a întrebat maică mea și te descurci cu banii, mie mi-a fost atât de rușine să-i spun că fac mai mulți bani decât ea, pentru că în vara aia am făcut mai mulți bani decât un medic specialist, cum Dumnezeu să primar, toate astea. Dar da, nu, am avut o viață decentă, n-am murit de foame, am avut ce mi-a trebuit. Și cumva, cam asta e credința mea, că e de datoria celor care suntem, care suntem bine, să facem bine. Pentru că e, cred, super greu să ceri unui om care se gândește oare ce o să pun mâine pe masă copilului, să se ducă la, nu știu, dezbateri pe bugete, cum le zicem noi oamenilor, sau să se ducă să fie observatori la alegeri, sau să se apuce să, nu știu, verifice declarațiile politicienilor. Așa că eu așa am simțit-o. E, cred, un semn de, nu știu, civilizație. Cum faci? Să faci bine dacă tu ești bine și nu ești chiar la limita de supraviețuire. Mulțumesc. Ana. Bună ziua și mă bucur tare mult să vă văd live, că v-am mai văzut la cursuri și mă bucur tare mult că suntem aici împreună. Evenimentul. La mine evenimentul vine din familie, care era că orice poate să dispară, numai ce ai în minte nu. Asta era motoul bunicii mele care a trecut prin și familia mea prin perioada comunistă destul de dur. Și atunci era, asta era numărul 1 și numărul 2, era dacă toți oamenii buni pleacă din România, ce o să se întâmple cu țara asta? Super terapie ca să pot să metabolizez toate mesajele astea de când eram mică. Și atunci, cred că astea au fost motorul în tot ceea ce făceam de când n-am putut să judec singură, inclusiv când am lucrat în corporație. Am lucrat tot pentru un fel de misiune pentru țară. Eram pe principiu, dacă pot să schimb ceva acolo, atunci se va schimba mai mult. Și în final, când am ajuns acum la Șoca România, e fascinant de frumos să vezi că se poate instrumentaliza binele și se poate învăța colaborarea. Lucruri care nu le credeam neapărat, nici nu știam că se pot face. Când eram mai mică, credeam că trebuie să dai cu capul de pereți ca să schimbi ceva sau să dai cu pumnul masă. Acum am mai crescut și eu, am învățat că poți să faci bine și fiind foarte vulnerabil și cred că asta e marea lecție a vieții acum, în capitolul ăsta în care sunt. Alexandra? Ești și profă și făcătoare de bine și ești an de an, reziști asaltului și studenților, împarți binele și răul, nu e ușor. O să alegi, mă ascund. În primul rând aș vrea să vă mulțumesc că sunteți aici. Și vreau să vă spun așa, nu m-am pregătit să vorbesc, mă pregătisem să spun câteva cuvinte la început, poate că o să le spun la sfârșit, nu cuvintele mele, ci de cuvinte dintr-o carte. Vreau să vă spun că eu nu știu exact ce e binele și am venit să învăț.
Și aici mi-aduc aminte o povestioară pe care la un moment dat o povestea Pleșu despre Denis de Richemont, istoric al mentalităților, și mă bucur că această întâlnire a fost deschisă de Cristina, care este un istoric al mentalităților. Și Denis de Richemont a scris o carte despre diavol. Și când a terminat cartea asta, el era la New York, a închis cartea și a coborât la un bar să-și ia ceva de băut. Era singur în bar. Și în timp ce stătea acolo și să-și mânca ceva, și trecut trei bețivi, s-au oprit, s-au uitat la el și au zis: uite diavolul. Și atunci ce e binele și ce e rău? Am venit să învăț astăzi ce e binele și am venit în minte cu o provocare. Mi-aduc aminte că Italo Calvino, în Orașele Invizibile, spune așa: la un oraș nu te bucură cele 100 de minuni, ci răspunsul pe care îl dai uneia din întrebările tale. Și mă bucur că sunteți aici să-mi răspundeți cu experiența dumneavoastră. Și de asta aș vrea să aflu mai mult despre lucrurile pe care le faceți, pentru că, bineînțeles, că am auzit câte ceva, dar aș vrea să știu mai mult despre ce se întâmplă acolo, în orașul binelui pe care îl construiți. Deci, cum arată orașul binelui? Să ne întrebăm pe Florin. El construiește astfel de teritorii. Da, mă mulțumesc de invitație, în primul rând. Florin Stoican, da, Marcu Văcărești, Oltenia de Sulunte. Da, în primul rând, n-am avut nicio iluminare. Dar am inventat una tocmai că mă întreabă foarte mulți oameni asta. Și e una egoistă până la urmă, pentru că în conservarea naturii trebuie să fii în același timp și egoist și altruist. Pornești egoist pentru că descoperi niște secrete ale naturii și începi să devii altruist prin educație, pentru că le dezvălui celorlalți doar când vrei să te asiguri că ele sunt dezvăluite fără să distrugi ce le arăți oamenilor. Și momentul pe care l-am inventat e eclipsa din 1999, care a avut vizibilitate maximă în Vâlcea, și dintr-o dată am văzut muntele nostru, de care ne bucuram o mână de oameni, invadat de o hoardă de oameni, dintre care majoritatea se comportau ca pe stadion. Asta coincis cu retrocedarea pădurilor, braconaj și luptă cu oamenii care începuseră să distrugă pădurea, și am zis: numai, gata, trebuie să facem ceva, să nu se mai distrugă ce ne place. Și apoi să încercăm să găsim calea să le dăm locul ăsta care ne place oamenilor, atunci când considerăm că oamenii sunt în stare să se ocupe de el așa cum trebuie. E cumva exact ce ai zis la început, scuze că mi-am adus aminte acum, binele, mai ales în conservarea naturii, nu se reflectă asupra noastră decât în generații, pentru că nu tratăm niște lucruri care ne dor, care sunt acute în momentul de față. Și se revarsă peste noi, poate inconștient, pentru că, da, dacă nu avem aer să respirăm, simțim și ne doare, ne ustură. Dar dacă dispar niște specii din Amazonia, Dar mintea din Oltenia, Amazonia, e încă... Apropo, nu e glumă, e o descoperire arheologică în Vâlcea, la Bugiulești, lângă Tetoiu, s-a descoperit un craniu de acum aproape 2 milioane de ani, care a fost botezat Homo Olteniensis și e considerat primul viețuitor european. Acum am înțeles că ți-ai inventat eclipsa. Apropo, nici n-a existat eclipsă, nu știu ce eclipsă, ați văzut voi în Oltenia. Gelu Duminică, în primul rând, lasă-mă puțin. A făcut un lucru minunat, un copil, are un prunc, așa că poți să începi cu acest lucru. Mă,
Păi, știi, motivația mea a fost legată de acest subiect, da, dar nu am avut niciodată, cum să spun eu, epifanie, că n-am avut. Dar pentru mine era doar conștiința, da, și faptul că pot face ceva pentru mine. Atenție, pentru mine. Adică n-am făcut-o din altruism. Nu m-am gândit niciodată la ceilalți. Dom'le, ce o să fac eu pentru ceilalți? Mă trezesc dimineața, zic, ia să mai fac eu un bine cuiva astăzi. Da? Nu am chestiile astea. În același timp, și nu le-am avut niciodată, în același timp eram conștient și am fost conștient că cea mai dură formă de discriminare, ură, ce vreți dumneavoastră, este ignorarea. Da, și în momentul în care treci pe lângă o nedreptate, un lucru pe care stă la îndemână să-l faci, știi? Și nu-l faci. Da, și atunci stăteam și mă gândeam și eram adolescent, da, când dezbăteam, uite, dezbaterile retorice și aveam tot felul de emoțiuni în care, știi, veneai cu tot felul de argumente, chiar și atunci pentru teme în care tu nu credeai deloc. Însă jocul te obliga să te duci în... Și să te dai seama cât de relativ este adevărul. Și în momentul în care intrai în tema aia și începeai să te documentezi, vedeai că nu există alb și negru și că foarte multe din chestiile pe care tu le ai așa injectate sunt doar, hai să zicem așa, nimicniciile adulților transferate către copii. Și atunci am zis, bă, stai puțin, că de fapt eu trebuie să fac ceea ce ține de mine, astfel încât copilului meu, dar nepoților mei, unii să nu le mai strige mor țigane, uite ca ieri pe stadion, da? Iar copiilor celorlalți să trăiască într-o Românie mult mai frumoasă. Acum, paradoxul sau cea, Doamne iartă-mă, cred că este plata lui Dumnezeu, este că al meu copil este pe jumătate român și pe jumătate rom. Și, ai aranjat-o și pe asta? N-am aranjat-o, eu... Odel, cum zicem noi, Dumnezeu, cum ziceți voi. Știi, a mea fată va fi imperfectă pentru parte din români, pentru că tasul este rom. Și va fi considerată, da, fiind inferioară, doar pentru că țiganul, în mentalul colectiv, are conotațiile pe care le are. Pentru cealaltă parte, dintre romi, copilul meu va fi din nou imperfect, da? Pentru că este o spălăcită. Și atunci întrebarea este ce pot face eu astfel încât copilul meu să nu treacă prin tot felul de traume, știi? Pentru că uneori cuvintele dor mai mult decât faptele. Și atunci important este ce pot eu să fac astfel încât să securizez sufletul copiilor mei, nepoților mei, celor din jur la care țin. Adică nu e o chestiune de altruism. E egoism feroce. Adică eu îmi doresc ca ai mei să o ducă bine. Știi, să fie judecați după ceea ce fac, nu după ceea ce se crede că pot face doar pentru că aparțin unui grup. Da, adică despre asta e vorba în toată povestea asta, despre nimic altceva. Știi, maică mea și cu asta închei, da, și asta a fost poate... subliminal educația pe care am primit-o de a oferi și de a lua atitudine, în momentul în care aveam așa vreun episod de discriminare feroce și erau slavă Domnului, da, maică mea, fără de carte, venea și se certa, negocia, discuta, nu se țigănea, da? Da, că e diferență. Noi ne țigănim, voi vă impuneți punctul de vedere. Da? Știi, și venea și discuta cu profesorul și spunea, copilul meu nu a venit să țigănească la ușa voastră. Știi, și mie mi-a rămas în cap povestea așa, știi, că o auzeam pe maică mea extrem de frustrată și supărată, că el ei copilul este tratat nedrept de aiurea. Și atunci am zis, stai puțin, adică maică mea plângea pentru că eu am fost tratat nedrept. Păi bun, și eu ce fac? Stau cu capul plecat? Puteai să stai cu capul plecat? Ne. Pentru că o iubeam atât de mult pe maică mea, da? Încât mi-era rușine și mă durea de orice lacrimă pe care o avea pe față. Și atunci trebuia să stand up. Da? Iar în momentul în care am văzut chestia asta, deci poți să faci lucruri. Dar tot a fost din egoism. Adică nu m-am gândit la alții. Când mi-ai zis de ea, plămada ta, mi-am dat seama,
de o luptă, de o bătălie, și iarăși vă întreb pe toți, faceți o floricică, un spital, mă rog, o asta, o aia, o aia, și după aia se acoperă totul. Ai sentimentul că cade totul, că se întunecă lucrurile, că e o uitare, se lasă o uitare peste fapta ta de bine. E bine, e rău. Cum trăiți acest moment în care, da, poți să încep tu, acest moment în care, cum să spun, după bătălie. Cum arată peisajul după bătălie? Dacă încep cu tine, ai făcut programe, peste programe, peste programe, comunități, ai ridicat și după aia parcă se lasă așa. Eu știu că cimitirul este plin de oameni care se gândeau de nenlocuit. Adică n-am pretenția asta vreodată ca tot ceea ce fac, cem noi, pentru că nu fac doar eu. Eu sunt doar exponentul unei echipe și unei munci puternice. Nu, dar e sentimentul că am făcut ceva. Și după aia se lasă întunericul, se stinge din lumina nou, și... Uite, uite, din nou, n-am sentimentul ăsta. Pentru că știi, un sentiment, din contra, e o oboseală puternică. În ceea ce ne mă privește, pentru că noi ce facem noi este să promovăm normalitatea. Știi? Adică, bă, tratează-l pe om așa cum merită, mă. Dă-o, mă, Doamne, iartă-mă. Adică, bă, nu mai fi rasist, bă, nu mai fi homofob, bă, nu fi, da, misogin. Bă, tratează-mă omul așa cum merită. Vezi potențialul lui, nu vede alte lucruri. Adică, astea sunt chestiile... Și la mine țin de o normalitate firească, adică, băi, e atât de umană chestia asta, știi? La fel cum și ura e umană. Da, adică, noi glumim întotdeauna că extragem rasismul cu seringa. Da? Și cam asta facem. Da, însă nu e ceva nou sub soare ceea ce face, pentru că nu uitați totuși, acum câteva secole, Doamne, acum 150 de ani, da, era sclavie pe teritoriul ăsta. Și de atunci până în momentul de față au fost o mulțime care au extras rasismul cu seringa. Sigur, nu s-a putut extrage cu aparate ultramoderne care câțiva ani să extragă tot rasismul din societate, tot sexismul, homofobia și așa mai departe. Însă vedem ce s-a întâmplat acum în cei 25 de ani de când sunt eu, mamă ce bătrân sunt, da, activ profesional. Da, se pare că și îmbătrânește, nu doar învinge. Da, da. Adică îți dai seama de unde am plecat și unde suntem. Acum 25 de ani, când am intrat eu în zona asta profesională, erau încă toate conflictele interetnice și prima amintire pe care o am din perioada în care eram voluntar, pentru că am intrat ca voluntar în zona ONG-istică și eram muritor de foame la propriu în perioada aia, era mirosul de carne arsă din comunitățile unde se punea foc, își puneau foc între ei, romii, românii și maghiari. Și atunci era Hădăreni, Târgu Lăpuș, toate zonele alea de conflict și eram pe acolo și da, primele imagini cu care am rămas așa și rămân întotdeauna, da, sunt strigătele mamelor da, și mirosul de carne arsă, de om. Alea mi-au rămas în minte. Și îți dai seama că tu nu mai trebuie să treci pe acolo. Nu mai trebuie să ajungi acolo. Familia mea a fost deportată în perioada celui de-al doilea război mondial. Adică ei mei au fost la Bug, m-am trăit cu poveștile alea în cap, cu toate chestiunile. Și mi-am dat seama că răul și-a arătat din nou fața. Da? Și atunci întrebarea era simplă. Ce faci tu? Da, înainte să cer celorlalți, adică, bine mă, uite, să facă statul. Eu m-am obosit să cer celorlalți, nu mai vreau să cer celorlalți, am obosit. Da, eu vreau să fac lucruri. Sigur, vorbesc de responsabilitatea și acțiunii celorlalți, dar responsabilitatea celorlalți, da, sună fariseic în momentul în care tu nu ești atent la propria-ți responsabilitate. Da? Așa că eu nu am chestia asta, mamă ce bine am făcut, nu, n-am, sau mamă să vezi cum arată societatea mea. Cea mai mare mulțumire în schimb, am avut-o și am avut așa o chestie, știi, emoțională, în momentul în care m-am găsit cu unul dintre beneficiarii mei, beneficiarii fundației în care lucrez, da, la locul lui de muncă, întâmplător, lucra într-un supermarket, da? Și omul a spus niște cuvinte
care au contat mai mult decât orice sumă de bani, decât orice, da? Pentru că noi știam cazul ăla, știam cine fusese copilul ăla, da? Era exponentul eșecului în spațiul românesc, să zicem așa. Da? Și copilul ăla era da, șef de departament într-un mare supermarket, reușise să-și facă propria familie, era pe picioarele lui. Nu salvăm lumea, eu nu mi-am propus niciodată ca Fundația Fundație să salveze lumea. Însă știu că munca noastră, da, salvează sau îmbunătățește lumea unor oameni, indivizi, dar nu lumea ca un tot, dar lumea unor oameni. Uh-huh. Care era întrebarea? N-ai obosit? N-ai obosit? Nu. Mai ales că ai și mărturisit, nu e o luptă ușoară. Intri în conflict, tu nu ești, nu pleci capul, cum nu pleacă nici gelul, dar te și lupți pe la televizoare, pe la radiouri, pe la, prin tot felul, cu diverse legislații, legi parlamentari. Nu ți s-a rupt mâna de la dat cu pumnul în masă? Încă nu. Dar uite-s curioasă, câți dintre voi vreți să vă mutați din România? Nu, serios, pe bune acum. Ori acum, ori dacă nu la master, la job. Ok, doar vreo trei? Pe bune? Vrea și Alexandra să se mute. Ok. Eu, cu ani în urmă, Alexandra își aduce aminte câți poate, nu spun câți, dar e vorba de decenii. Obișnuiam să dau acest test în anul al treilea, să întreb pe copii câți vor să plece din România. Au fost în ani în care procentul era de 98%. Foarte interesant, cu cât ne apropiem de prezent, mai degrabă, în ultimii ani mărturisesc că n-am mai făcut testul ăsta, dar mai degrabă, pentru că eu de fapt îi întrebam, nu știu dacă am apucat în generația voastră, Alexandra, îi întrebam, unde vă vedeți peste 10 ani? Și 98% spuneau că undeva prin lume. Deci, ce e interesant este că în ultimii ani se văd mai degrabă prin orașe sau sate românești. Exact. De aici și eu aș spune că și ce observăm noi, dar nu numai în București și în orașele mari, este că din ce în ce mai multă lume alege să rămână. Aș zice însă că în ultimii 2 ani a început din nou să crească. După ce veniseră niște ani, erau niște ani în care mă sunau oamenii că voiau să întoarcă în România, oameni care locuiesc în străinătate. Iar și eu am repatriat un domn, așa, încă aștept un premiu pentru asta, pentru sporul demografic, pe partea asta. Nu, glumesc. Dar ce am remarcat e că în ultimii ani trendul ăsta s-a a încetinit, să spunem așa. E în continuare o proporție bună de oameni care vrea să plece din România și e firesc, pentru că suntem o țară europeană și mi se pare normal ca într-o țară europeană să fie și oameni care vor să locuiască la Bruxelles, la Amsterdam sau în alte locuri de pe aici. Numai că diferența față de momentele în care îți ridica absolut toată lumea mâna și am pățit, eram într-o sală cu vreo 20-30 de tineri și am pus întrebarea asta și o singură tipă nu a ridicat mâna, iar eu super mega încântată am întrebat-o: te rugăm să împărtășești cu noi motivele pentru care tu nu vrei să pleci din România. Și ea mi-a zis, vreau să fac medicina, e mai ieftină facultatea aici și plec după aia. Și mai bine nu întrebam, pe bune. Mi-a picat fața, de atunci și eu m-am hotărât să aplic cu temperație această întrebare. Însă, pentru mine, faptul că din ce în ce mai multă lume alege să facă lucruri aici, e un motiv pentru a nu obosi.
Și sunt mega norocoasă, pentru că cel puțin în ultimii 2 ani noi ne-am apucat să mergem destul de mult în țară, avem proiectul ăsta care se cheamă Republica Funky și mergem prin toate locurile dubioase din țara asta, adică ok, mergem și în orașele mari, dar am ajuns la, nu știu, la Târgu Jiu, avem niște parteneri foarte mișto, la Mediaș, la Chilia Veche, în Tulcea. Sunt niște oameni geniali care s-au pus într-o asociație și abia ăia s-au apucat să terorizeze bine de tot la primar, la șeful de Consiliu Județean, au un drum acolo foarte nasol. În Chilia Veche, oamenii trimit zeci, nu exagerez, de solicitări de acces la informații, petiții și așa mai departe. Motiv pentru care eu personal mă încarc destul de des, însă sunt momente în care îmi dă așa în moalele capului câte o întâmplare cu... De obicei sunt activiști, ONG-iști și jurnaliști, cei care nu mai pot. Și, de exemplu, acum chiar vineri, colegul meu cu care am fondat asociația a decis să-și ia un sabatic și cred că nu se va mai întoarce în România. Și pentru mine a fost așa, mi-a dat o... Deci imaginați-vă că noi am stat și am muncit, el lucra în publicitate și când m-a auzit mi-a zis că el nu mai are chef să mai facă doar reclamele pentru detergenți și că ar face ceva cu ONG-uri. Și săracul a nimerit de la reclame pentru detergenți la reclame pentru cum să citești bugetul. Și n-a fost atât de rău, că a stat vreo 11 ani. Însă mi-a zis că a obosit de lumea asta și ca el sunt mulți alții din zona noastră, cel puțin în ultima vreme, și cred că vine la pachet cu un management defectuos al așteptărilor, ca să pun așa. Cred că e nevoie, dacă vrei să te apuci de chestia asta, cred că e nevoie să ai niște așteptări rezonabile. Apropo de ce se poate schimba, să ai așteptări rezonabile și blândețe în legătură cu ce înseamnă schimbarea, și să fii suficient de atent în jurul tău încât să-ți dai seama că, într-adevăr, lucrurile se schimbă, dar poate mai încet decât ne-ar face nouă plăcere sau mai încet decât, de la un moment dat, intervine biologia, știi, și vrei mai repede și acum și totuși mandatul nostru pe pământul ăsta. Dar, din nou, aici eu cred că e despre managementul așteptărilor. Și așa n-am obosit. Alexandra. Da, pentru mine e mult mai puțin obositor ce se întâmplă aici decât ce se întâmplă în business. Dar, ar fi aiutat să spun că am obosit, pentru că până la urmă lucrez zi de zi în sectorul non-profit de-abia de 2 ani și jumătate. Dar ce pot să spun e, cred că Elena are foarte mare dreptate, e vorba de managementul așteptărilor, pentru că, într-adevăr, schimbările în proiectele pe care probabil noi toți le facem sunt foarte lente și vin în timp, vin în foarte mult timp. Asta e diferența, poate, dacă lucrezi în zona de business, de cele mai multe ori eu vezi schimbările mai rapide în ceea ce face compania sau în cum se schimbă cotele de piață sau cum reacționează oamenii la produse. Aici schimbările sunt de obicei de mentalitate, pe spun schimbări de mentalitate, pe spun educația oamenilor și lucrurile astea durează foarte mult. Pentru mine, ce contează cel mai mult poate ce a zis și Gelu, sunt oamenii care vin și ne dau feedback, sunt adolescenții cu care lucrăm și care se întorc la noi și am văzut că sunt altfel sau nu am înțeles ce e abuzul, sunt jurnaliștii care vin după evenimentele noastre și ne dau feedback și sunt super recunoscători că există zona asta. Voi practic ați crescut, ați încurajat o generație de jurnaliști. Ceea ce nu e mare lucru într-un moment de criză autentică, de cădere, ce criză, lasă o criză, în care s-a prăbușit jurnalismul, ați creat un moment de încurajare și îl păstrați până și acum, încurajându-i, încurajând o întreagă generație, ceea ce nu e puțin. Nu, și sunt, mă rog, în primul rând, recunoscătoare colegilor mei, că ei au crescut acest proiect și, într-adevăr, eu venind din afară și uitându-mă la acest proiect, și anume premiile spre scrieri, pe care l-a făcut fundația, asta am constatat și eu, că a crescut o generație de jurnaliști și a încurajat o generație nouă care era un pic pierdută și a oferit doar niște mecanisme de încurajare, care pe ei a ajutat foarte mult și astăzi putem să vorbim cât de cât de o presă independentă, ceea ce acum 12 ani când am început proiectul nu, dar iată, a durat 12 ani. E un lucru care s-a schimbat în timp foarte mult și
oricum sunt probleme în continuare, adică noi încercăm să încercăm și încercăm să venim de fiată cu soluții la problemele care sunt astăzi prezente în lumea jurnalismului. Dar asta e că întotdeauna există probleme, de fapt cred că despre asta e apropo de a face bine. E doar despre a găsi soluții la diverse probleme pe care le vrei. Și dacă ești îndeajuns de interesat să găsești soluții la problemele respective, atunci cred că la asta se reduce totul până la mai mult de atât. Și soluțiile alea poate să aibă succes sau pot fi niște eșecuri, și, dar ca și în partea cealaltă, trebuie să înveți și din eșecuri, și oricum din eșecuri înveți cel mai mult din succese, și atunci înveți și mergi mai departe și mergi mai departe. Dar dacă tu știi că lucrurile se schimbă în timp și că oamenii se schimbă greu, dacă ai acest mindset, atunci știi că ceea ce faci, până la urmă o să aducă rezultate. Florin, ce faci cu parcul ăsta Văcărești? Că intră pe mâna, încet, încet l-ai predat la cheie, urmează Oltenia de Sumuntă, trebuie să le predai la cheie la stat și sau comunităților locale, unde sunt primari, unde... Și ai senzația, da, ți-au construit mall la Văcărești, așa, cine asta, știe, și la Oltenia de Sumuntă strântesc. Da, asta arată în primul rând... Nu te oftici? Nu, deloc, din contră, înseamnă că am făcut bine și l-am predat altora să-l ducă mai departe. Și ce am făcut, am început cu Buila Vânturarița, e parc național. Unul dintre cele 13 parcuri naționale ale României e al nostru, al meu, dacă reduc la cel cu inițiativă. Da. Apoi m-am implicat în înființarea Parcului Natural Văcărești. Acum avem 18 propuneri de arii naturale urbane în 10 mari orașe ale României. Deci facem o rețea. În jurul parcului Buila Vânturarița se construiește acum un geoparc internațional UNESCO care lucrează în rețea cu alte 3 geoparcuri. Deci lucrurile evoluează, pot să zic că sunt în ascensiune. Deci e o formă de apărare, îți apăr teritoriul construind, extinzându-l. Și e o motivație care vine cu fundamentare științifică. Eu am studiat dincolo de peretele ăla cu cărți, paleontologia și istoria vieții pe pământ și există fundamentare științifică în comunitatea din care vin că avem nevoie de health planet. Există conceptul health planet. Dacă vrem să trăim sănătos mai mult de 1000 de ani ca specie pe pământul ăsta, trebuie să avem grijă de jumătate din planetă. Noi suntem undeva la 3% de care avem grijă în momentul de față, așa că mai am de făcut parcuri. Olo! Cuceritorule, o să terminați mâine pe mine spitalul ăla. O să-l predați cui? Ce faceți? O să vă să-l așezați la intrare? Statului, aici, păi apoi ai să ajungi, nu? Păi, pornind cât de la ce e bine, ce e binele, chiar nu știu și o să mă gândesc. Ceea ce știu e că nu e absolut, că îți faci bine ție, e ordoi întotdeauna, îți faci ție bine, că îți rezolvi, nu știu, o nevoie, îți hrănești narcisismul, îți habar n-am, și mai faci bine cuiva. Se întâmplă însă să faci și rău cu binele ăsta alt cuiva și... Asta cred că observăm din ciocnirile pe care le avem destul de des cu oamenii din spital și pentru că ne propunem o schimbare și apropo de managementul așteptărilor, am înțeles sau mă rog, înțeleg în fiecare zi sau negociez cu mine aceste așteptări că schimbarea probabil nu o să se producă în cursul vieții mele, dacă datoria mea e ca măcar să încep ceva în zona asta. Obosesc. Cred că până la sfârșitul zilei, în fiecare zi, obosesc. Norocul e că diminețile sunt superbe pentru mine când mă trezesc și îmi beau cafeaua. Și după aia dau voie peste zi să obosesc ca să o iau a doua zi de la capăt. Da, e motiv stabil. Da. Care sunt fantomele voastre, Oana? Nu știu dacă avem fantome. Stând aici în sala asta minunată și gândindu-mă la ce spuneau și ceilalți despre managementul așteptărilor, cred că ăsta e lucru care m-a ajutat pe mine
foarte mult de la începuturi, că am avut vorba asta, trebuie să ne setăm corect așteptările. Și asta am și spus-o și mi-o repet mie în fiecare zi. Ca un robot. Dar da, eu sunt un pic de robot, că eu sunt mai cu pragmatism. Dar stând aici în sala asta frumoasă, am avut așa o revelație și mi-am amintit că fix acum 30 de ani, e tare, 33 de ani, e tare mișto să știi ce făceai fix acum. Fix acum 33 de ani, eu eram acolo, în piața universității, în fața universității, mândră că-s golan, nu știu dacă încă se spusese, dar cred că așa, și uitându-mă așa în perspectiva acestor 33 de ani, și aoleo, Doamne, 33 de ani, ce bătrână sunt, așa, mi-am dat seama cât de multe lucruri s-au întâmplat anii ăștia și cât de mult am crescut noi ca societate, noi ca societate civilă, și că lucrul ăsta, când îl realizezi, de fapt îl realizăm de prea puține ori, pentru că ne dăm voie de prea puține ori să ne uităm din perspectivă, dar atunci când îl realizezi, chiar înțelegi că nimic nu e inutil și că fiecare bucățică de bine pe care tu crezi că o faci, că până la urmă cred că și binele ăsta are definiții multiple, contează. Acolo în economia generală, țării, a binelui general, contează foarte mult. Și dacă fiecare dintre noi reușim să facem măcar un pic în cursul vieții noastre, cred că lăsăm mai departe un pic mai bine. Și cred că, de fapt, asta s-a întâmplat. Noi am crescut foarte mult ca societate și asta ne încarcă cu energie și ne face să putem să o luăm în fiecare dimineață de la capăt. Alexandra, tu ești cu studenții, nu e așa ușor. Și cu publicitatea, și cu studenții. Campaniile se termină, ai senzația că studenții, generațiile trec. E un luat de la capăt. Eu pot să spun risipă? Așa. Nu te risipești? Mă troienesc. Mă troienesc. Și lasă-mă să-și citesc ce pregătisem eu pentru textul de deschidere. Și troienirea e un fel de risipire. Ia ascultați ce frumos spune Noica. Zice așa: cu fiecare zi se troienesc lucrurile peste noi. Trebuie să ieși de sub îngrămădirea lor ca să te regăsești și să făptuiești, dar fiecare faptă le sporește troianul, căci fapta vine să tragă peste tine alte fapte și alte întâmplări, de parcă simpla atingere a lumii ar pune-o în surpare și în urmă ar retroieni-o peste tine. Vino necazule, dar vino singur, spune o vorbă românească. El vine totuși câteodată cu troianul lui, așa cum se întâmplă să vină și fericirile. După vorba lui Goethe, cel atât de apropiat în unele privințe simțirii noastre, care spune că toate fericirile vin deodată. Și când vin așa, cu prea multul lor, nu mai păstrează în ele desfătarea fericirii. Așa cum, în chip neașteptat, și necazurile îngrămădite unul peste altul își slăbesc amărăciunea în loc să o sporească, astfel că troienirea lucrurilor sfârșește în nevinovăția devenirii acumulate. Păi asta e binele, să scăpăm de necaz. Și apropo de ce mă întrebai tu, Eugen, eu pot să spun atât. Cred că am primit atâta bine. Cred că am fost așa onorocoasă și Cristina este aici, profesorul Mazilu, Dan Grigorescu, Cezar Tabarcea, toți oameni care au făcut să fim aici. Au făcut binele pentru noi. De ce? Pentru că ne-au lăspus într-un fel, zburdați măi copii cu mintea. Și asta era când lumea se aduna aici în piața universității. Deci, cumva, binele ăsta, cred că este ca norișorul de ploaie, așa, care plouă peste tine și te face să înflorești atunci când îți trebuie.
De fapt, cred că asta este definiția pe care aș da-o eu bine lui. Este fără necaz, cu, nu știu dacă în parcurile naționale se mai dă cu cuțitul în piatră, sau ca, dacă serile, sau ca să înceapă o nouă dimineață, este așa. Și cred că e foarte important și de asta mă bucur cumva că sunteți aici, pentru că eu cred că, de fapt, dumneavoastră scăpați lumea de necaz. Mi se pare atât de artificial să spui doar că faci bine, mi se pare mult mai adânc și mult mai adevărat într-un fel că asemenea unor îngeri, îngerul, nu, atunci când te rogi, asta face, te scapă de necaz. Și cred că asta este o misiune foarte frumoasă și de asta nu cred că obosiți. Cred că mai închideți din când în când câte o ploapă ca să deschideți din nou și să troieniți aici mai departe. Nu-i așa, Ana? Nu-i așa, Ana? Păi, practic, tu adun... Da. Zile Ana, pentru că Așoca adună toate fericirile. Ești ca o albinuță care adune polenul. Nu ți s-a să... Nu te-ai săturat de atâta. Ca la Crăciun, mănânci, ai Crăciun în fiecare zi. Ai Paște, uite aici, aducătorii, apostolii Paștelui. Nu te-ai săturat de atâta Paște? Ce nenorociri mai ai să adună în jurul tău? Da. Uite unde m-am așezat, adică între cele două discursuri putem să stăm să filozofăm foarte mult. Dar m-aș întoarce un pic la ce a zis Gelu și cumva la experiența, apropo de bine. Cred că e să ne întoarcem la o nouă normalizare a relațiilor dintre noi și cred că am practicat niște ani buni un fel de bine corporatist, adică foarte mult din spiritul ăsta de carieră, mai mult, mai pot, mai de impact, mai, totul era cu mai și destul de mult pe sacrificiu. Aș zice că din ce am observat noi, am avut foarte mult ceea ce noi numim hiropreneurship, e starea asta de mergem până la epuizare și rare ori găsim oameni mai buni ca noi pe care să-i creștem. Și astăzi simt că e altfel. Cred că relația și mai ales datorită tinerilor, care sunt mult mai conectați ca noi și la alte lumi și la alte... Sunt oameni globali, ei nu mai sunt doar ai noștri, ai României sau ai facultății de litere. Au mult mai multe identități și văd lumea într-un mod de contribuție și o relație mai firească, nu știu, într-un fel o întoarcere la niște relații firești între oameni, între vecini, între... mi-aduc aminte că părinții, gașca părinților mei, ne vedeam, ne sunam, adică nu era ceva de excepție să fim oameni. Și cred că într-un fel ne recodăm comportamente și valori care să ne aducă în primul rând să fim oameni și atunci cu binele o să vedem ce facem. Studenții, ia să vedem. Asta contează. Acum eu v-am menajat, dar... Mulțumesc, bună seara, sunt George. Mă gândeam de dimineață când am plecat spre facultate ce aș putea eu să vă spun în seara aceasta, pentru că mie nu-mi place să pregătesc ceva, că dacă pregătesc nu-mi iese. Și eram pe calea 13 septembrie, undeva la intersecție cu șoseaua Panduri și m-am oprit dintr-o dată, mi-am aruncat ghiozdanul pe jos, că am scos o foaie de hârtie și mi-am adus aminte niște versuri foarte frumoase despre bine, scrise de Ana Blandiana, pe care vreau să vi le citesc. Nu o să le recit, că nu sunt bun la recitat, o să le citesc și apoi o să vin și cu o întrebare care să însoțească această poezie. Se numește Alb pe alb și e scrisă de Ana Blandiana. Scriu pe alb, deși știu că nimeni nu va putea să citească, nici chiar eu, după ce voi fi uitat ce am scris.
binele este întotdeauna greu de înțeles. E mai ușor să accepți un eres în paradis decât o jertfă benevolă omenească. Mă încăpățânez să scriu alb pe alb, deși mi se spune să folosesc cel puțin litere cu sclipici. Când desenez ramuri cu măslin sau fapte bune, plictisitoare. Dar acum și aici nu am decât o culoare, care poate să le cuprindă pe toate și scriu pe alb în zadar. Cumva prin forța lucrurilor, noi suntem la comunicare și relații publice, îmi pare rău că o zic, am învățat că binele este o tactică, este un instrument de PR. Facem bine ca să dăm bine, să targetăm un public. Am întrebat-o pe doamna profesoară Alexandra Crăciun săptămâna trecută, în drumul spre bine cu ce se întâlnește și mi-a spus că se întâlnește cu fica dumneaei. Aceeași întrebare vă adresez și dumneavoastră parte în parte, repet, cu ce vă întâlniți pe drumul binelui. Mulțumesc. O să-ți răspund foarte personal și oricum apreciez de fiecare dată când avem sesiuni că ești primul care ne pune în dificultate. Cred că te întâlnești cu propria ta vulnerabilitate. Aia e cu ce trebuie să te lupți, cu ego-ul tău și cu managementul așteptărilor și cu ce prioritizezi, cât de mult te judeci, ai abandonat, nu știu, ai sacrificat din familie versus alții, ce înseamnă asta despre tine. Cred că aici e bătălia cea mai mare pentru mine, că pot să vorbesc doar în numele meu, e să gestionezi cumva propria vulnerabilitate umană, să te accepți așa cum ești și nu e așa ușor pe cât sună. Asta zice că asta e drumul binelui, înăuntru, întâi. Nu știu cum e cu campaniile și... Pe mine m-a întrebat George, așa cum v-a spus, și n-am putut să răspund decât cu iubire și cu bucurie și cu numele fetiței mele. Clar că primul lucru te gândești la copil, cred că asta e o reacție de mamă și cred că, dar dincolo de a mă gândi la băiatul meu care sper să se întoarcă în țară, sau nu, habar n-am, adică trebuie să facă ce vrea el, dar na, ca mama se gândește că poate că e mai bine. Cred că am o credință care poate părea și cumva de ego, că ceea ce fac eu chiar contează și că poate să determine lucruri din jurul meu. Adică și că dacă fac bine, răspândesc bine și dacă fac rău, răspândesc rău. Și eu cred că ceea ce face fiecare om contează și atunci cumva trebuie să am grijă ce fac eu. Pentru că eu pot controla doar ce fac eu și atunci trebuie să am grijă la ce fac eu. Și asta e pe drumul către bine, cred că tot timpul trebuie să te întorci la asta. Și să-ți aduci aminte că ce faci tu, de fapt, poți controla. Și așa trebuie să faci, să faci bine. Cred că pe drumul ăsta al binelui te întâlnești adesea cu răul. Și cred că aici e provocarea și aici intervine cât de mult te cunoști și cât înveți despre tine în momentele astea ca să continui să mergi pe drumul binelui și să nu te împiedici să cazi și să te oprești. Da, la mine e mai simplu. Eu mă întâlnesc cu urși, lupi, râși, flori de colț din astea. Apoi mă întâlnesc cu oamenii care le hăituiesc și le aleargă peste tot și... Norocul meu cel mai mare în viață a fost să mă întâlnesc cu sute de oameni care au crezut în ce le-am propus, să avem grijă de toate astea și mi s-au alăturat și m-au ajutat să fiu mai bun și să fac și mai multe și alături de ei să încercăm să le arătăm și celorlalți ce credem noi că trebuie să fac. Eu în primul rând aș vrea să vin cu un sfat către voi dacă o să mergeți mai departe să lucrați în comunicare. Pentru că, da, binele e o tactică și binele vinde foarte bine, dar ce puteți voi să faceți, dacă mergeți mai departe, în companii sau în agenții sau unde veți să mergeți să lucrați pe zona asta, este să forțați ca binele care se întâmplă să nu fie doar vândut, să fie și implementat bine.
pentru că asta e diferența. Da, companiile o să facă asta și e normal, până la urmă cu toții trăim într-o lume în care comunicăm unii cu alții, deci trebuie să comunicăm și la nivel de ceea ce facem și ceea ce facem și noi ca proiecte, ceea ce fac și cei din business și așa mai departe. Dar câteodată binele comunicat poate să facă bine mai departe, pentru că binele comunicat poate să fie un exemplu pentru alții că uite, se poate face chestia asta, uite, s-a implementat lucrul ăsta, uite, s-a schimbat atitudinea asta și ăsta e, cred că, lucrul cel mai important pe care trebuie să-l țineți minte. Unul, că ce comunicați poate să facă bine mai departe, pentru că e un exemplu pentru alții și eu am văzut lucrul ăsta întâmplându-se și de-aia noi insistăm mult cu ONG-urile cu care lucrăm să comunice ceea ce fac, pentru că altfel o să rămânem cu toții la percepția că în România nu se întâmplă nimic bine, dar de fapt se întâmplă foarte mult bine. Și sforțați mâna angajatorilor voștri sau a companiilor, că atunci când își asumă un proiect în beneficiu unei comunități, în beneficiu naturii, whatever, unde cred ei că vor să întoarcă ceva înapoi din ceea ce fac, să-l implementeze corect până la capăt și 100% în beneficiu oamenilor lor. Asta e ceea ce puteți faceți voi. Iar eu pe drumul binelui, cred că de-a lungul timpului m-am întâlnit un pic cu sindromul salvatorului, și nu e un sindrom foarte benefic. E foarte mult ego în povestea asta, asta e foarte adevărat, pentru că crezi că poți tu să schimbi lumea și să faci bine și să-l ajuți pe celălalt și toată te duci prea mult să-l ajuți pe celălalt, ceea ce nici asta nu e ok. Cred că ce am învățat, o lecție importantă, e aia de smerenie și de a-ți pune 100% atenția în ceea ce faci și a face 100% din ceea ce poți tu cel mai bine și mai departe o să vezi care sunt rezultatele. Dar trebuie să te duci cu energia și atenția acolo, să nu crezi că poți să salvezi lumea, pentru că nu poți. Dar dacă tu poți să faci bine pentru tine și poți să faci niște lucruri care să fie în beneficiu altora, atunci și alții vor observa și se vor lua după tine. Până la urmă, cred că asta e. Din om în om merge, din punctul meu de vedere. Eu mă întâlnesc cu foarte mulți oameni și foarte mulți hateri, Dumnezeule Mare și Sfânt, pe drumul spre a face bine te întâlnești cu foarte mulți hateri. Am zis că la un moment dat o să iau toate mesajele pe care le găsesc în message request în Facebook și o să le public, căci dacă te citești pe ăla, cred că îți pierzi încrederea în umanitate preț de două secole. Pentru că oamenii sunt, da, mă rog, câteodată sunt și hateri, dar de cele mai multe ori te întâlnești cu oameni fabuloși, cele mai senzaționale personaje pe care ți le poți imagina. De exemplu, încercam să-mi aduc aminte acum cum se cheamă un sat undeva din județul Sibiu, pe lângă Mediaș, această doamnă. O doamnă la 60 și ceva de ani, întoarsă din, a locuit toată viața ei în Canada. Și s-a întors în România să pensioneze aici, a luat o casă frumoasă la țară, a zis gata, acum o să fie totul frumos și bine și plăcut și nu știu ce. Și a apucat-o și civismul. Și femeia, mă rog, a venit și cu soțul înapoi, dar soțul e mai blând așa, genul ardelean. Și aia ardelean, că da, na. În fin. Și, da. Și tipa a venit la noi la un training pe bugete. Și eu întreb, dar de ce ați venit? Mă rog, întotdeauna întreb pe oameni, de ce ați venit aici? Ce vreți să aflați? Nu știu ce. Și îmi spune în felul următor, că ea nu vrea să mai simt așa singură, pentru că în satul ăsta, care cred că se cheamă ceva cu șd, nu mai știu, în fine. Și îmi spune, știți, m-am întors acolo și am aflat că absolut toată lumea știe că viceprimarul, câțiva consilieri și încă vreo doi prieteni de-ai primarului fură de la stâlpii de iluminat. Și toată lumea știe și nimeni nu face nimic. Dar nu știam cum să dovedesc acest lucru. Motiv pentru care femeia s-a dus într-o seară cu o hârtie și s-a dus din contor în contor și a notat care era consumul. Și după aceea a ieșit la ea viceprimarul cu o lopată și a vrut să o bată. Ea a chemat poliția, iar polițistul din sat i-a spus, doamnă, foarte mare noroc aveți, că putea să vă facă și plângere penală și asta se uită el mie. În fine. Și după aceea îmi zice, asta era prin noiembrie, să știți. După care, de Crăciun, am primit și a venit cu ea la noi acolo, am primit o scrisoare de la domn primar, care mi-a spus că sunt o inadaptată, că eu nu înțeleg că m-am întors acum în România și că noi în România facem altfel lucrurile.
Și femeia a zis, eu am venit la training pentru că este destul de periculos să mă duc să controlez contoarul în fiecare lună și mai bine mă uit pe execuția bugetară cât am plătit pentru iluminat public. Și da, te întâlnești cu genul ăsta de oameni care sunt senzaționali și cumva, știi, la un nivel dintre ăsta de te întrebi, wow, oare omul ăsta e real sau e un personaj de carte? Eu cu deștia mă întâlnesc și sunt super norocoasă pentru asta. Eu spun cu ce am întâlnit eu, dar și nu în drumul binelui, ci că nici am stabilit de la început că nu, da, e altceva, ci în munca mea. Cu foarte multe greșeli pe care eu însumi le-am făcut și pe care le fac non-stop. Dacă ești echipat așa cum ne-au echipat unii dintre părinții noștri, că eșecul este, cum să spun eu, fundul peșterii în care poți să te afunzi, și dacă nu ești echipat cu ideea că eșecul este obligatoriu pentru a avea succes, ai clacat. Da? Pentru că greșești de te azmei, nu așa, mai mult decât atât, la noi foarte multe greșeli te și costă financiar sau te costă suflete de oameni care suferă. Complicat. Da? Nu. Doi, foarte multe înjurături. Primesc, deci, toate familia lexicală, da, sau nu, toate familia lexicale de la Cioară, Cioroi, Balaur, Croncan, Faraon, tatis la mine. Da? Deci le primesc pe toate, zilnic. Da, Faraon, Faraon, Faraoanii, da? Așa, adică toate le primesc. Da? Doi, în momentul în care un pardalean de-a meu face vreo ceva într-un colț de țară, se trezesc vreo 100 de ioni din aia neauși să-mi zică ce ai făcut tu, bă, pentru pardalean, la să nu mai fac. Da? Le primesc zilnic, e ok. Foarte multă durere fizică. Uite, că acum, da? Stai lipit de spate să-ți îndrepți spatele, pentru că nu mai poți uneori și plus nu întinerim, da, la 46, încep să te doară toate, adică după 40, știți cum fiecare an îl simți, vă spunem noi. Da, de ce? Exact, încep să te doară toate, da, însă te găsești și cu foarte multă bucurie. Și aici trebuie să-ți iei seva din bucuriile mici, da, cu foarte multă solidaritate, cu sentimentul că nu zbori singur. Pentru că nimeni nu zboară niciodată singur și trebuie să ai capacitatea, înțelegerea de a ne conjura de oameni mai deștepți și mai buni decât tine. Da? Și atunci, nu, toate sunt la pachet. Însă cred că cel mai mult m-am întâlnit cu... uite, eu sunt creștin practicant, sunt ortodox practicant și cel mai mult m-am întâlnit cu Dumnezeu. Da? Adică în momentul în care, uite, oameni ca oamenii care sunt aici la masă, da, se gândesc că de fapt ceea ce fac ei în viața asta lumească, da, fac pentru el. Da, și galatenii. Da, când am făcut, când ți-am dat eu, Doamne, să mănânci? Păi când ai dat celor săraci, mie mi-ai dat. Da? Ei, e cam același lucru. Cred că cu Dumnezeu m-am găsit cel mai mult. Bineînțeles că te găsești cu diavolul, însă liberul arbitru funcționează. Și tu alegi. Da, eu nu am avut pregătită întrebarea ca George, am scris-o repede pe parcurs și deși s-a mai vorbit despre ceea ce vreau să întreb, sunt curioasă pentru că sunt o persoană mai pesimistă de foarte multe ori și cumva lucrând de asemenea într-un domeniu în care nu există atât de multe, cum să zic, reward-uri financiare și o fac foarte mult pentru pasiunea mea de a face, sunt dansatoare. Mereu sunt întrebată care este partea rea a dansului și asta vreau să vă întreb și pe voi. Care este partea rea a binelui? Care sunt greutățile, momentele în care poate v-ați gândit să renunțați la a face bine și în special ce v-a motivat atunci în cele mai grele momente să continuați în ciuda greutăților? O să încep eu ca microfonul în mână, scurt, dar imaginea ta în oglindă, asta te motivează sau asta mă motivează pe mine. Da? Dacă seara pot să mă uit în oglindă și să nu-mi vină, dar conștient fiind că puteam să fac lucruri sau am făcut lucruri și dacă nu-mi vine să mă scuip, e ok. Da? Adică singurul lucru care mă motivează sau demotivează este sentimentul pe care l-am seara în baie
Dar când mă uit în oglindă, that's it. Nimic altceva. În rest că am făcut bine sau nu am făcut bine, habar n-am, știi de câte ori am zis că am făcut bine și de fapt era rău? Da, știi de câte ori în viața mea am zis? Da, mamă, eu, cel mai bine. Pă, dar de ce s-a supărat ăla? Că eu doar am vrut drumul spre ea de pavat cu intenții bune de foarte multe ori. Însă noi suntem mai degrabă facilitatori decât făcători. Da? Bine, aici mai intervine și credința mea, dar aia e între mine și el cu barbă. Eu sunt pe principiu, ok, nasol, dar nu mă fac ei pe mine, îi fac eu pe ei, deci da, nu știu, aici cred că ține foarte mult și de construcția sufletească a fiecăruia, cum alegem să ne remotivăm. Eu beau un pahar de vin și citesc o carte și nu e o exagerare, sunt o foarte mare tocelară și practic lectura de când mă știu și o practic în continuare în fiecare zi aproape, cred că sunt puține zilele în care nu citesc, pentru că am nevoie de citit ca escapism, am nevoie să mă duc în alte lumi și eu așa mă motiv, adică mie mi se pare simplu, nu știu, dar sunt convinsă că sunt oameni care au nevoie de alte lucruri, deci la mine vinul și o carte bună. Întotdeauna funcționează, absolut, niște pălincă bună, de prin nod. Păi cred că da, că suntem la studenți, nu? Pe mine, cu dansul, apropo, asta e terapia mea. Și e de pe vremea când lucram în publicitate și asta e o meserie care deseori te duce în burnout. Și la un moment dat, după un burnout, am ales să fac ceva și pentru mine, că am zis că nu e ok, adică de ce să ajung la spital, că nu-mi ridică nimeni statuie. Și atunci m-am apucat de dans. Deci pentru mine dansul e meditația mea și asta e ceea ce îmi dă energie, dar așa de zi cu zi, nu știu, cred că și eu ca și Elena, pe principiu, dar de ce? Că nu e ca tine, adică putem să arătăm și că nu e ca tine. Cred că cineva mi-a înscris foarte de mult în cap chestia asta că nimic nu e imposibil, că nu este imposibil. Nu, cum încercam să-mi amintesc de ce am eu credința asta atât de veche. Și atunci, din perspectiva mea, nimic nu e imposibil, totul se poate schimba. Trebuie doar să alegi pe cum te uiți tu la lucruri și cum ales te uiți la lucruri. Adică m-am uitat la lucruri și din perspectiva nasoală, vai cât de greu e proiectul ăsta sau cât de nasol e ceea ce fac. Eu nu mi-am mai găsit sens în ceea ce făceam în partea cealaltă, dar am continuat o perioadă de timp până când am schimbat jobul la momentul respectiv. Dar tot pe principiu nimic nu e imposibil, adică hai să vedem. Sigur există o rezolvare, pentru orice în lumea asta există o rezolvare, trebuie doar să o cauți de ajuns de mult. Da, motivarea cred că îmi vine de la rodul semințelor pe care le plantez, atât în pădure, când văd că revine pădurea acolo unde a fost o doborâtură de vânt sau au trecut niște nemernici, sau pot să-mi duc copiii și să le arăt 80 de capre negre acolo unde acum câțiva ani de zile nu mai era niciuna, dar și semințele din oameni. De exemplu, recent am discutat cu un puști pe care l-am invitat la un eveniment al nostru, lucrează ca biolog la muzeul din Bruckenthal de științe naturale și mi-a mărturisit că știi de ce, mi-a zis, știi de ce m-am făcut eu biolog? Pentru că m-ai dus tu la tabără Ranger Juniora cu 15 ani în Parcul Național și atunci mi-am dorit să fiu biolog. Și astea sunt motivațiile care te mână și n-ai cum să renunți. Partea rea a binelui cred că ține de personal și de cât ești tu dispus să lași de la tine. A trecut, în perspectiva mea vorbesc aici, a trecut vremea aia enciclopediștilor în care un om știa atât de multe, din atât de multe domenii și acum trebuie să te focusezi pe un anumit domeniu. Renunțarea de a te focusa pe unul singur, pentru mine înseamnă regret că nu mă pot ocupa și de altele. Și renunțări personale, până la urmă, da, sunt și vor fi, se aliniază cu așteptările, dar când vezi la final rezultatul, că îl vezi în oglindă, că îl vezi în ochii oamenilor, că îl vezi în natură, îți dai seama că e nevoie de noi.
Rău din bine, cred că e binele cu forța. Și ce mă motivează pe mine e că sunt sănătoasă. Ăsta este principalul argument care mă face întotdeauna să continui când e greu. Mi se pare că ăsta este un lux, nu e un lucru pe care îl meriți neapărat în viață, e un dar pe care îl primești pentru o perioadă de timp, că nici asta nu e veșnic. Și apoi toate celelalte, și un pahar cu vin, și o carte, și tango, și toate celelalte la un loc, dar principalul lucru e că sunt sănătoasă. Răul din bine e că uneori ei pot să iei niște decizii greșite care, deși au fost cu bune intenții, să aibă consecințe la care nu te așteptai și care să facă rău, și asta cred că se întâmplă uneori și se întâmplă tuturor. Motivația mea vine de la oameni, de la foarte mulți oameni care sunt atât de faini și care te inspiră și care se implică și simți că trebuie să mergi înainte pentru că ai atâți oameni alături sau că sunt atât de mulți oameni care se implică, iar în rest dansul e foarte fain, adică asta face foarte bine. Alături de paharul de vin și de o carte bună. Eu prefer prosecco, merge și un vin bun. Nu știu dacă eu trebuie să răspund, că eu nu fac bine. Da, îmi place să dansez. Cred că partea frumoasă din bine ați văzut-o deja aici, când Alexandra și-a adus aminte că ne-am întâlnit aici la școală. Și cred că astfel de momente, atunci când obosești, când spui nu o să mai fac niciodată galele publicității, nu o să mai fac niciodată olimpiadele comunicării, nu o să mai fac niciodată școala de creativitate, sau nu, Cristina, cum ziceai, iarăși facem best letters, iarăși după conferință obosită, nu mai facem, nu mai alergăm atâta. Și de fiecare dată când vine astfel de vorbă frumoasă, zici, nu-i nimic, mai dansez o dată. Să punem muzică. La mine îi sună un prieten. De fiecare dată, absolut degeaba. Adică, look at your... Ia-ți agenda de telefon și mai sună pe cineva pe care n-ai văzut de multă vreme, n-ai mai vorbit și n-ai ceva de spus neapărat. Și conectează-te cu un om, cred că telefoanele fără agendă sunt cele care îmi dau uneori cea mai mare satisfacție și bucurie și resetare, pe lângă cele dinainte. Și una e și renunțarea la telefon, adică cred că să ai zile la telefon în sensul de internet, social media, citit din asta de se trece noaptea peste tine și ajungi de dimineață și doom scrolling. Să ai niște zile de detox tehnic e foarte mișto și vă zic eu de la mine, de la sat, că sunt mutată la sat de 6 ani deja, e cool uneori să n-ai semnal. Să nu bate internetul ca lumea. Da. Bună seara, mă numesc Andreea Mihaela Zanfir și vă întreb, ce este empatia? Cum devenim empatici? Există în fiecare dintre noi sau trebuie învățată? Mulțumesc! Eu pot... cu empatia cognitivă la noi chiar suntem cu steagul empatiei care... Să vină din autenticitate și nu din, cumva nu din ce credem noi că ar fi, cum e cu să te pui în locul celuilalt, vai săracu, milă, deci când ajungi să, aproape să nu mai judeci, sau să nu-i pui o categorie, eu judec foarte mult, recunosc că astea sunt și proiecțiile mele, și atunci în momentul în care nu mai pui judecăți sau etichete, ci pur și simplu trăiești autentic o relație sau o situație,
și asculți activ, ceea ce pentru mine iarăși a fost o chestie pe care a trebuit să o învăț, să ascult ca să înțeleg și să n-ascult ca să-ți răspund și să-ți dau peste nas. Cred că fac parte din genul de comportamente care te ajută să practici empatia cognitivă, cum îi zicem noi. Asta e ce încercăm, cel puțin. Da, știi cum e. Fă ce zice. Când nici nouă nu ne iese de fiecare dată. Cine mai vrea cu empatie? Da, despre asta am discutat cu studenții mei mai devreme. Da, la sociologie, orice comportament, nu te naști cu el. Îl dobândești. Da, și trebuie să fii învățat, bineînțeles, și învățare și dezvăț, apropo, adică, dar acolo la dezvăț e nevoie și de conștientizare, că fără conștientizare nu prea poți să schimbi ce nu vrei să schimbi, da, și atunci trebuie să înțelegi că trebuie să schimbi. Empatie, ce trebuie, în primul rând, să-ți dorești lucrul ăsta, să înțelegi că n-ai asta sau că n-ai suficient de mult sau că trebuie să fii altfel. Nu știu de ce sună în toate formele microfonul ăsta. Da, e empatic. Cred că, știi, nu poți fi empatic dacă ești egoist. Da? Cele două lucruri nu prea se pupă. Egoismul nu-l definesc ca, știi, ăla care se joacă doar cu jucăria lui. Nu. Ci ăla care se pune pe primul loc. Adică dacă nu înțelegem că societatea, de fapt, e un conglomerat de oameni și că respectul față de celălalt este cel care trebuie să definească această uniune relațională dintre noi, da, n-ai cum să fii, da, altruist și să oferi empatie. În momentul în care înțelegi că, de fapt, comuniunea este aici și că trebuie să oferi celuilalt ceea ce tu însuți îți dorești să primești și că trebuie să, cum să spun, să nu fii fariseu. Da? Să nu te pui doar pe primul loc tu să primești, altul doar să ofere. Și asta e și la noi în relație. Știi, și mai devreme am vorbit cu studenții mei despre relație, știi, despre partea din relație care întotdeauna vorbește despre el-ea. Și, Doamne, iartă-mă, se întâmplă lucrurile astea. Da? La ce îl reduci pe celălalt sau pe cealaltă? La unul care sau una care trebuie să ofere. Doar să ofere. Doar să ofere. Mai au un cuplu solid? Mai e un micro-univers a societății? Nu. Pentru că la un moment dat, da, celălalt s-ar putea să devină sclav și atunci demnitatea lui e jos, da, sau a ei, sau se poate răzvrăti și atunci se alege praful de povestea asta. Empatia e parte din iubire. Da? Și iubirea nu înseamnă faptul că nu poți să trăiesc cu el zi de zi, Doamne iartă-mă. Iubirea înseamnă mult mai mult. Eu am descoperit-o pe la 46 de ani. Da, și dacă cineva spunea ce înseamnă sentimentul să ții copilul în brațe la 46 de ani, da, și să-l vezi minune, da, eu credeam că e o glumă proastă. Adică, bine, mă. Da? E ceva ce cuvintele nu te ajută. Iubirea nu poate fi definită. Empatia e legată de iubire. Iubirea față de celălalt. Să o definești, sigur, putem să venim cu definiții academice. Dar nu. E pur și simplu respect. Din punctul meu de vedere. Doar respect față de celălalt. Și în momentul în care eu știu că Eugen, habar n-am, da, bea vin roșu, uite că tot a fost o discuție despre cărți și literatură bună aici, da, de dragul lui, când vine la mine, pregătesc un vin roșu, da, din respect. La fel e și cu chestia aia, ține cont de nevoile celuilalt. Pentru că dacă ar fi să le duc așa, acolo aș duce empatia. E doar respect. Și respectul fără iubire e cam complicat. Da, foarte mult mi-a plăcut răspunsul lui Gelu și mă gândeam la un filozof pe care îl cheamă Martin Buber, care exact despre asta vorbea, despre faptul că eul nu e niciodată singur, ci nu există decât în pereche. Și există două perechi, eu tu și eu acela. Și atunci când trăiești acest eu tu, trăiești iubire, trăiești relație, construiești,
atunci când celălalt este acela, este doar experiență. Și înainte de asta, când ați pus întrebarea, m-am gândit la o temă pe care am dat-o cu ani în urmă studenților. Era un brief la un festival mare de publicitate, Golden Drum, și brieful era așa, trebuia să facă o campanie care viza angajarea în agențiile de publicitate pentru cei care aveau peste 35 sau peste 40 de ani, pentru că se știe, agențiile lucrează în general cu sânge tânăr. Și atunci am trăit o experiență bizară, în sensul în care foarte multe lucrau pe echipă. Multe dintre echipele de studenți mi-au spus că ei nu se văd în postura, nu își închipuie această postură a celor care au 35 de ani sau 40 de ani și care ar aplica pentru agenție de publicitate. Și am spus, gândiți-vă la părinții voștri care ar avea nevoie de un job. Și ar aplica, ar avea nevoie de bani pentru voi. Și mi-au spus unii pur și simplu, nu putem să concepem așa ceva. Mi s-a părut un handicap în momentul acela, pentru că era clar un exercițiu empatic, un exercițiu empatic cu altă vârstă, cu altă generație. Și de asta, da, cred că generația voastră trebuie să exerseze empatia, care nu înseamnă doar un like pe Facebook sau pe Instagram, să exerseze mai mult îmbrățișările. Și aici mi-aduc aminte de altă istorie cu niște jurnaliști de la BBC care încercau să facă un documentar cu un beduin. Și l-au urmărit pe beduinul ăsta, așa, prin deșert, să-i tot pună întrebări, să-i tot așa, și se țineau după beduin și beduinul nu se oprea să vorbească cu ei. Și la un moment dat, jurnaliștii îi întreabă, dar de ce nu vreți să vorbiți cu noi? Ce credeți că a răspuns beduinul? Pentru că n-am poartă. Dragilor, aveți grijă să construiți o poartă și dragostea și ceea ce fac invitații de astăzi lui Eugen, sunt astfel de porți. Bună seara, numele meu este Alina Bucur și în primul rând țin să vă spun că este o mare plăcere pentru mine să vă ascult poveștile în seara aceasta și să-mi văd din experiențele dumneavoastră. Și pentru că mai devreme ați spus că este firesc ca în procesul acesta de a face bine să simțiți uneori că obosiți sau că sunteți pe punctul de a renunța, însă niciodată nu ați făcut-o. Aș vrea să vă rog să împărtășiți cu noi dacă ați avea ocazia să vă întoarceți în unul din aceste momente critice din cariera dumneavoastră și să vă oferiți un gând, un sfat care v-ar ajuta poate să treceți mai ușor peste această perioadă grea. Ați luat decizia de a vorbi cu dumneavoastră din trecut? Dacă da, care ar fi mesajul? Și dacă nu, care ar fi motivația din spatele răspunsului? Mulțumesc! Da, e interesant și mi-aș dori să mă întâlnesc eu cu ăla, tot eu de acum 20 de ani. Când am început treaba asta, mi-a fost foarte greu să aflu cum se înființează un parc național. Am întrebat în stânga, în dreapta și prin România. Românii nu știu să lucreze împreună. E un mare păcat al nostru și o spun asta cu tărie și cu durere. A trebuit să plec din țară și să aflu de la străini cum se face și să mă întorc la noi în țară și să aplic ce am învățat acolo. Și mă întorc cumva la discuția despre empatie, pentru că da, chiar dacă pare șocant, în meseria mea cel puțin, trebuie să țină cineva și cu ursul. Nu se poate să fim 100% empatici, cel puțin
Eu personal nu pot fi empatic cu braconierii, cu hoții de lemne, cu alți nemernici. Îmi pare rău, așa sunt. Dar dacă te-ai întoarce în urmă, cred că ți-ai dat și palme, ți-ai dat și șuturi în fund și te-ai și încuraja și mai ales ți-ai dat know-how. Și asta vine ca un sfat al meu către voi. Folosiți-vă de orice posibilitate o aveți de a merge și cu bursă în străinătate și de a accesa orice oportunitate, pentru că know-how e esențial. Și dacă învățați cu oportunitățile pe care le aveți voi acum o grămadă de lucruri acum, puteți să faceți ce n-am fost noi în stare să facem acum. Pentru că vă dăm și bine, așa cum știm noi să-l facem, dar în același timp vă dăm și o grea moștenire, pentru că ulcelele sparte de noi sau pe care n-am putut noi să le lipim o să fie în cârca voastră. Eu am învățat ceva de-a lungul ultimilor, să zic, 20 de ani din viața mea, și anume că nu m-aș întoarce niciodată înapoi să-mi zic nimica, sincer, pentru că dacă n-aș fi trecut prin tot ce am trecut în ultimii acești 20 de ani, și zic asta cam, mă rog, după liceu, pentru că a venit și facultatea și au venit și niște lucruri care mi-au schimbat viața destul de devreme, dar mi-am dat seama că m-aș întoarce înapoi și mi-aș spune lucruri, n-aș fi ajuns azi aici, n-aș fi fost azi în fața voastră, n-aș fi avut funcția pe care o am, n-aș fi făcut proiectele pe care le am. Dacă nu făceam toate greșelile alea, dacă nu făceam toate nebuniile alea, nu cred că aș fi ajuns astăzi aici, așa că nu m-aș întoarce niciodată înapoi să-mi zic altceva, pentru că cred că fiecare vârstă are niște coordonate foarte faine și o energie absolut genială din care poți să muți mulțin din loc și o încredere și niște lucruri pe care, nu știu, poate după aia le pierzi de la un punct încolo, pentru că te schimbi, ajungi să te schimbi în timp. Așa că mai bine faceți ceea ce credeți voi că simțiți că e cel mai bine acum și duceți-vă înainte cu visele voastre, nu renunțați la ele și oricum o să învățați pe parcurs, că nu o să semene. Adică ce credeți voi acum, nu o să semene niciodată cu momentul la care o să fiți peste 10 sau 20 de ani. O să fie niște lucruri complet diferite și cred că asta e ceea ce e fain în viață, că nu e niciodată viitor pe care ți-l imaginezi. Întotdeauna viața te surprinde și ajungi să fii în alt punct care poate să fie super ok pentru tine. Eu aveam în familie, când eram adolescent la mine la Galați, două verișoare, Lala și Cici Noi, da? Care una dădea în cărți și una dădea în cafea. Bă, vrăjitoare, tati. Deci nu știți câte cliente aveau, că în general erau doamne. Băi, deci era coadă acolo, știi, și ne ziceau astea întotdeauna, hai mă să vă dăm și vouă, da? Hangerule, să-ți dau, să vezi norocul, da? Și ce pleacă făi de aici, lasă-mă în pace, că nu vreau eu din astea, da? Acum, nu mi-am dorit niciodată să mă întorc sau să știu ceea ce mi se întâmplă. Pentru că în fiecare dimineață, credeți-mă, nu mă trezesc cu gândul, alt gând, uite, ca o spun altfel, cu alt gând decât de a da tot ce pot în ziua aia. În contextul ăla, în habar n-am. Uneori poți mai mult, alteori poți mai puțin, uneori te doare mecla, alteori ești obosit, alteori îți vine să vomiți, alteori ai dragi pe nu știu ce politician, alteori te-ai certat, alteori ești în divorț, alteori ești în habar n-am. Toate lucrurile astea care țin de umanitate și de viață. Da? Și în contextul ăla încerci să dai tot ce poți. Adică să mă întorc să ce? Să-mi spună, bă, nu fă asta că e greșit. Ia auzi, mă. Pe din greșeli învăț o tonă. Adică cele mai mișto lucruri pe care le-am învățat în viața mea au fost din greșeli. Deci după 20 de ani de căsnicie, spre exemplu, am divorțat. Culmea, din iubire. Da? Cel mai mare eșec din viața mea, dacă e să mă uit așa de până atunci. Hai să zicem așa, m-aș întoarce și aș zice, uite, fii atent, nu mai fă greșelile astea pentru că, însă dacă n-aș fi divorțat viața, da, nu mi-aș fi cunoscut soția actuală și nu ar fi apărut minunea mea. Da? Minunea noastră. Adică știi, totdeauna un capăt de drum înseamnă de fapt un alt drum. Trebuie să înveți din drumul ăla pe care l-ai greșit, să iei cei mai buni,
să conștientizezi ce trebuie tu să schimbi la tine și să te duci mai departe. Dar eu n-am căutat vinovați niciodată. Ăla-i de vină, ăla-i de vină, ăla-i de vină. La ce mă ajută? Știi, pentru că schimbarea celorlalți nu stă în puterea mea. Schimbarea mea stă în puterea mea. Da? Și atunci eșecul, greșeala, habar n-am, pozna, dar și toate lucrurile care se întâmplă sunt mecanisme care, da, și instrumente pe care eu le am și Dumnezeu mi le oferă ca să pot să evoluez. Dacă vine cineva și îmi spune fă dreapta, chiar dacă aș fi eu însumi, bă, n-aș face de-al dracu. Eu te mă, te-ai trezit tu, gelul din viitor, să vin să spui mie că gelul acum, că-s bun. Du-te mă, și te plimbă. Eu sunt mai deștept ca tine și vreau să fac aia. E uman. Live your life. Îmbrățișați eșecul. E ok, e foarte mișto să greșești. Numai că întotdeauna, când o ușă se închide, vedeți că se deschidă 40 de alte uși. Alegeți-o pe aia. Înțelepciune. Duceți-vă pe ea. E ok, s-ar putea să greșești din nou. Nicio problemă. De la capăt. Știi, întotdeauna taic mi-a spunea așa. Viața e frumoasă, noi suntem proști și nu știm să o trăim. Și tata mi-a spus asta cu 3 zile înainte să moară. Mi-am dorit întotdeauna, da, și mi-a rămas în cap chestia aia, că eu nu vreau să ajung, dacă cu 3 zile înainte să mor, să zic că viața e frumoasă. Nu, tati, viața e frumoasă. Trezește dimineața și dă tot ce poți. Vezi ce o să se întâmple. Da, eu zic pentru că, na, acum dacă tot v-am zis că le beau, zic să mă fac de rușine până la capăt. Te-ai lăudat tu că nu voiai tu să-ți dea în bob și în ăla. Aveam vreo 19 ani, tot la primul job de care vă povesteam, și o colegă de acolo divorța, așa cum a rugat să merg cu ea la un preot care deschidea carte. Undeva în Mogoșoaia, care pe vremea aia nu arăta cum arată Mogoșoaia acum. Și în fine, eu am zis că o acompaniez. Și a zis, păi dacă tot ești aici, nu vrei să-ți deschidă și ție carte? Zic, da, bine, hai. Voi știți ce cu deschis cartea? Sigur? Nu? Practic, dar nici eu nu știu foarte bine. Da, ceva de genul ăsta. Deschide cartea, cred că Biblia, nu? Sau ce, așa. Deschide. Asta era un preot care fusese excomunicat, sau mă rog, așa ziceau ei. Și îți deschide cartea când te vede și ce zice acolo, practic, aia ți s-ar întâmpla. Copiliță, 19 ani, vai mama mea, deschide cartea și ce zice? O să fii toată viața singură ca un vultur pe pisc. Mamă, deci m-am panicat. Deci ce m-am panicat? M-am gândit, Doamne, ce înseamnă asta? Sunt sortită, adică oricum n-aveam o problemă dacă aș fi fost singură sau ceva, dar singură ca un vultur pe pisc suna așa, mă gândeam. Să o iau ca pe un semn de măreție, să o iau ca pe un semn de... Și gândeam la destinul meu tragic. Iată cum eu nu voi fi vreodată în stare, să nu știu ce și nu știu cum. Dar ideea este că mi-a rămas undeva într-un colțișor de minte drăcia asta tot timpul, băi, să nu fiu sigură că am vultur pe pis, să nu fiu sigură că am vultur. Mă scuzați, acum sunt un pic susăită și pentru că am aparat dentar. În fine, și în schimb, niște ani mai târziu, am aflat așa, că atunci când am făcut MBA-ul, ne-a zis un tip care face des investiții, angel investor, ne-a zis așa, să știți voi, dragi studenți, că noi când ne adunăm acolo și decidem pe cine finanțăm, de foarte multe ori ne gândim că niciodată nu vrem să finanțăm sau finanțăm mai greu idei dacă ele sunt ale unui singur om. Dacă e un vultur singur cu pisc. Că e un semn bun, dacă mai crede încă un nebun în ideea ta, cine știe ce se poate întâmpla. Și atunci, deși nu m-aș întoarce neapărat în spate să schimb ceva, cred totuși că doar doamna Edith Piaf are luxul de a spune că nu regretă nimic. Acum, să fim onești. M-aș întoarce, n-aș schimba nimic, dar mi-aș lua niște lecții de atunci. Asta că să nu fii singură ca un, sau singur ca un vultur pe pisc, mi se pare în continuare o lecție foarte valabilă. Dar mai sunt câteva lecții pe care le-am învățat. De exemplu, la fel după ce mi-am dat demisia de la un job pe care l-am iubit al naibii de tare, l-a fost când am terminat facultatea, mi-a plăcut la nebunie, dar la nebunie, stăteam de la munceam, stăteam peste noapte acolo, nu mă ținea nimeni cu forța, dar era entuziasmul tinereții, pleca de acolo
Și așa m-am hotărât când am plecat de acolo, că m-am gândit, păi eu acum unde mă duc? Și m-am uitat în jurul meu și nu era nicio organizație în care mi-ar fi plăcut să mă duc. M-am gândit că mă mut și eu din țară, o să fiu, o să... Na, văd eu ce fac. Atunci m-am apucat să fac Funky Citizens și l-am găsit pe Pojo, cu care ne-am apucat să facem organizația. Și de foarte multe ori mă gândesc că dacă nu aș fi avut nebunia la 25 de ani, cât aveam la momentul respectiv, sigur nu m-aș fi apucat în veci pururi la vârsta asta de acum să mă pornesc să fac o organizație. Motiv pentru care aș zice așa, deși eu n-aș schimba mare lucru, că îmi place unde sunt, aș zice totuși că e de învățat din greșelile oamenilor destul de mult și din momentele alea în care tu ai fost la cotitură și din ce ai comis în acele momente, cred că e mult de învățat. Mă aud. Bună seara, eu sunt Felicia. Am două întrebări. Prima este pentru domnul Gelu Duminică. La început ne-ați vorbit despre familie și presupun că toată lumea știe că cel puțin în teorie, tații sunt cu fetele și mamele sunt cu băieții. Ce ați face dacă fiica dumneavoastră ar veni la dumneavoastră și v-ar spune că a fost victima unei discriminări? Da, sunt sigur că va fi victima unei discriminări și mai multor discriminări, pentru că, Doamne iartă-mă, discriminarea e cât se poate de umană. Dacă e să ne uităm în sala asta, e foarte probabil ca toți, la un moment dat, să fi trecut printr-o chestiune de genul ăsta, pentru simplu motiv că în lumea asta se mai găsesc și alții care vor să-și arate așa superioritatea folosind niște criterii arbitrare. Nu. Dar eu ce aș învăța-o, în schimb, și ce promit că o să o învăț, da, este să rămână cu sufletul cât de întreg se poate. Și adică în momentul în care s-a născut și eu și în momentul în care m-am aflat că se va naște și eu și... Ce greu e asta? Da, și eu și mama ei am zis că de fapt ne propunem să creștem un copil cu sufletul cât mai întreg. În viață nu o să putem să oferim de nedreptăți, de discriminări, de habar n-am. Nu, oricât ne-am propune și nu. Însă știi, să o ajutăm să aibă sufletul cât mai întreg. Ne dorim. Și asta cred că o să facem. Știi, pentru că în teorie se numește abilitatea socio-emoțională. Da? Empatie, reziliență, toate dudele astea despre care am vorbit și noi mai devreme, ăștia deștepți le-au numit abilități socio-emoționale. Da? E, acolo cred că trebuie să lucrăm foarte tare. Eu sper din tot sufletul să nu vadă lumea rea ca un întreg. Da? Și să nu gândească în alb și negru. Știi, ci să vadă lumea în frumusețea și în diversitatea ei și să contribuie ca lumea asta să devină și mai diversă și mai frumoasă. Ea însă și fiind un exemplu. Adică ceea ce îmi doresc este să fie un copil și un adult normal, da, care face ceea ce poate împătrăți ca ei, da, pentru a rămâne cât de întreagă se poate. În rest, aici o să aibă de treabă nașa sa, da? Care îi asigură toată școlarizarea, nu de alta, dar e Carmen Lică de la Step by Step, așa. Sistemul Step by Step va avea grijă de educație ei. În rest, noi o să fim cu sufletelul, cu mult sufletel. Cea de-a doua întrebare este pentru toată lumea sau pentru cine vrea să-mi răspundă. Credeți că se poate face prea mult bine? Pentru că ne-ați spus că faceți bine, dar există și acest factor, ca să zic așa, în care se poate face prea mult? E vreo barieră? E vreo limită? Cred că în viață e bine să existe echilibru în orice și cred că poate să fie prea mult din orice, inclusiv prea mult și din bine. Așa că cred că lucru pentru care, nu știu, mă gândesc eu așa că cel mai sănătos în univers este să existe echilibru. Și atunci, da, poate să fie și prea mult bine, poate să fie și prea mult rău, poate să fie prea mult din orice. Dacă cred că echilibru e cheia.
În cazul meu, nu. E loc de mai bine întotdeauna și trebuie să tragem cât mai mult, să avem cât mai mult verde pe planeta asta în jurul nostru. Binele mult face rău oamenilor. Nouă, ca specie, atât. În rest, în jurul nostru, n-are cum să strice. Da, ce e frumos în domeniul nostru e că nu e competiție, că e loc de făcut bine și prea mult bine. Și cred că asta e frumusețea acestui loc și chiar m-am bucurat nespus în seara asta să fiu alături de atâția oameni buni, frumoși și prea deștepți. Da, cred că e loc de prea mult bine pentru că e și prea mult rău pe lume. Nu știu, pentru mine prea mult și bine împreună nu merg, adică cred că nu-i niciodată prea mult. Cred că e loc întotdeauna să facem mai mult bine. Dar nici nu știu, adică știu să zic din rațional, dar n-am auzit pe nimeni vreodată până acum să fi zis, mama, Ana, e mult prea bine, ce ne facem, nenorocire. Cred că așa doar ca să filozofăm poți să vorbești de prea mult bine, dar în experiența de până acum m-aș bucura și o să te anunț când o să-mi fie primul om care o să-mi zică, mamă, ce mult prea bine este, hai să-ți explic cum se simte, cum se manifestă acest mult prea bine și să-l clasificăm, să-i punem o etichetă acolo alături de empatie și restul. Deci nu știu, nici n-aș ști să zic cum se simte, n-am găsit încă această experiență în viață, când o să fie, o să pot să spun dacă e prea mult sau nu. Eu am văzut chestia asta când se considera că s-a făcut prea mult bine. Am văzut chestii de genul ăsta și nu puține. Adică veneau donatorii la începutul anilor 2000, da, și veneau în comunitățile astea vulnerabile. Și începeau ei să facă bine. Și începeau și veneau tirurile de ajutoare. Veneau ei, ziceau, noi veneau, ducem echipa de meșteri, vă repară casele. Noi aducem echipa de nu știu ce face, nu știu ce. Noi venim și oamenii aia nevoia să teau așa în par, se uitau cum veneau alții și făceau. Și se întâmpla ceva de genul ăștia, veneau pe bune acum, veneau cu saci de ulei, da, și cu zahăr, ăștia pe urmă luau și îl vindeau. Ieșeau cu el pe piață să-l vândă, da? Și, da, cu acoperișurile a fost cel mai mișto, când fiecare an veneau și le schimbau acoperișul, ăștia pe urmă scoteau asterialul și îl vindeau, da? Și ăștia erau șocați. Bă, de ce dracu vând ăștia acoperișul? Că noi le-am făcut bine. Da? Păi da, mă, dar era un bine pe care ei nu-l percepeau ca fiind bine. Știi? Adică era bine conform valorilor tale. Însă binele ăsta nu poate fi făcut cu forța. L-a spus cineva mai devreme. Cred că tu, Carmen, ai spus. Nu mai știu cine a zis, da? Dar nu poți să-l faci cu forța. Binele ăsta e și el are... Știi, o chestie de negociere, adică trebuie să avem amândoi aceeași înțelegere a binelui. Da, în rest, da, vă aduceți aminte când ne puneau mamele noastre, părinții noștri, să citim mai mult, să facem mai mult și noi ziceam, da, ne vreau binele, da, ei săraci. Da, prea bine chiar, da, însă pentru noi era prea mult, trăiți arție, familie, vreau să mă duc și eu la discotecă, am și eu întâlnire cu gașca acum, lasă-mă, dracu, cu atâtea cărți că nu mai pot, da, nu eram... tocilar ca doamna Calistu. Da, asta era cu cărți, dar da, asta e exact, a fost la olimpiadă, da? Mie mama mea zis așa: "Bă, dacă n-ai fost tu premiat, măcar să ții gagică premiantă." Ceea ce am respectat. Adică am întrebat-o și pe Mira, am întrebat-o: "Dragă, ai fost premiantă?" Și a zis: "Da, minunat, puteam să ieșim împreună, că dacă nu erai premiantă, nașpa, da?" Adică prea bine nu există decât în momentul în care te crezi superior, prea mult bine. Da? Și nu stai de vorbă cu cel care este vizat de acțiunea ta. Binele nu se face decât în dialog cu beneficiarul. Dar în momentul în care vii tu, da, în teorie se numește, cum se numește? White power, da, de foarte multe ori. Adică puterea aia aluia care vine cu valorile lui și zice, te fac eu, bă, să fii ca mine. Ăla nu e bine. Nu e nici măcar respect.
Pentru că în momentul în care îl transform pe celălalt în tine, e doar superioritate. Aș mai avea eu o întrebare. Ce trebuie să știm înainte de a intra în lupta continuă pentru a face bine? Bă, da, voi sunt la facultate de filozofie? Deci, nu există. Eu nu pot să-ți dau un sfat. Uite, unu, nu încerca să faci bine. Vorbesc foarte serios. Da? Adică nu porni cu gândul, eu vreau să fac bine. Nu, frate. Dar uite-te adânc în sufletul tău și definește-ți valorile. Ăsta ți-aș da sfat. Și am definit. Follow. Do something. Adică exact ca în bancul ăla. Aș vrea să câștig la loto. Dă, Doamne, să câștig la loto. Și se aude vocea lui Dumnezeu. Dar joacă, frății, odată. Da? Adică exact același lucru. Vrei, ai valoarea aia. Nu știu, cu ambarnam. Să salvezi planeta. Să salvezi balenele. Să promovezi diversitatea. Să autoritatea publică să devină responsabilă. Să avem un sistem de sănătate bun. Whatever. Do something. Adică, fă ceva. Adică, în momentul în care ți-ai definit valorile, e doar nevoie de acțiune. Adică, atâta tot. Nimic altceva. În rest, domnule, o să fac bine. Habar n-am, mulți o să spună că nu faci bine. Mulți o să te acuze de furt. Uite, cu toți de aici stai de vorbă, mulți o să zică că furăm și că facem bani și că avem avere și că facem pe dragi bălțați și nu știu ce. Da? Mulți. Mă, de multe ori ghiși ce? Chiar și propria noastră familie vine și zice, așa e că la voi acolo faceți și voi o combinație? Da? Doamne, iartă-mă! Singura care te judecă e conștiința ta. În rest, faci bine. Mulți o să zică că nu. Tu știi, spre exemplu, că dimineața, când ai zis, bun, o să fac tot ce pot ca să pun în practică ceea ce cred, și seara când te-ai culcat, îi zici, mulțumesc cu ție, Doamne, că am putut să fac atât. Atât tot. În rest, unii o să zică că e bine, alții o să zică că nu-i bine. Irelevant. Conștiința ta e cea care te judecă. Eu aș avea câteva sfaturi foarte concrete, pentru că... Da, exact. Cum să faci bine în 5 pași simpli? În primul și în primul rând, nu știu dacă voi când v-ați apucat să organizați evenimentul ăsta, știați că există niște colegi de ale noastre de la ARC, Asociația pentru Relații Comunitare, care au un proiect foarte mișto, care vorbește despre industria binelui. Ce mi se pare fabulos la faptul că România este deja o țară civilizată, nu atât de civilizată pe cât ne-am dorit, dar este o țară europeană care se dezvoltă, este că avem într-adevăr o industrie a binelui și eu cred că pentru mulți dintre voi ar trebui să poată fi o opțiune de carieră, să lucrezi într-un ONG care are ca principală preocupare facerea de bine. Și slavă cerului, cred că în acest moment, pe aproape orice domeniu, orice domeniu, găsiți organizații foarte mișto, care sunt profesionalizate sau cu care puteți lucra în regim de voluntariat. Eu v-aș încuraja să vă uitați la cum puteți să testați așa la prima mână lumea asta. Dar trebuie să vă așteptați la câteva lucruri apropo de sfaturi. Nu o să vă îmbogățiți. O să aveți, în schimb, parte de foarte mult entuziasm, de extrem de multe ori. O să aveți parte de foarte multă adrenalină. Dacă aveți noroc, câteodată o să aveți parte de o groază de susținători și o să vă dea o încredere în umanitate, de o să ziceți, ce Dumnezeului, eu cum de n-am știu că sunt atâția oameni mișto în jurul meu? Și cred că sunt metode foarte simple să testați asta repede. De exemplu, dacă doriți, la anul noi o să avem observare de alegeri, acum încep și cu product placement. Da, 5 runde de alegeri cu tot cu prezidențialele de 2 ori. Dacă sunteți interesați de domeniul ăsta al democrației și așa mai departe, luați-vă 24 de ore, că atâta o să fie, să vedeți măruntaiele democrației de dimineață până seara, o să vă explodeze capul, o să fie momente dintre alea în care o să vă dați seama că nu e absolut nimeni acolo și nu vrea nimeni să voteze și o să vă dați seama de ce merg lucrurile prost în țara asta, după care o să vedeți alte momente în care o să salvați poate niște voturi și după aia alte momente în care niște oameni își pun speranțe în asta. Și asta e doar un domeniu pe care îl știu eu și pe care îl pot recomanda. Sunt convins, în schimb, că în majoritatea domeniilor, nu știu, dacă vreți să mergeți în Delta Văcărești, să vă uitați la cum să fac workshop-urile pentru copii. Sunt minunat.
abandonate. Adică, na, îi vezi, te simți ca în America. Serios, că sunt copiii aia care fac, cum se cheamă? Rangers. Serios, deci în România și nu e așa mimetism. Chiar sunt chestii mișto care se întâmplă. De fetele cu spitalul, duceți-vă și uitați-vă la el, pur și simplu, și dați-vă seama că au fost niște sute de mii de oameni care au pus mână la mână și au construit drăcia aia. Deci, wow. Și, da, aici o să mă opresc. Dar considerați ca o oportunitate de carieră lucru într-un ONG, indiferent de subiectele de care vă pasă, eu cred că găsiți în momentul ăsta în România pe unde să lucrați. Eu, sincer, am și uitat întrebarea ta. Că m-am pierdut așa în ce zicea și Gelu și Elena. Sfatul ca să faci bine. N-am sfatul ca să faci bine. Cred că e important să faci ce-ți place. Aici eu sunt mai aproape de ce zice Gelu. Cred că e foarte important să știi ce vrei, să faci ce-ți place, să vezi tu ce e bine pentru tine. Și eu cred că, cum să zic, binele se oprește. Adică, important e să nu lezezi pe celălalt. Asta e singura regulă pe care am eu. Adică libertatea mea se oprește doar acolo unde lezează libertatea alților. Până acolo, fiecare dintre noi suntem diferiți, fiecare avem valorile noastre, fiecare vedem lucrurile într-un anumit fel. Așa că cel mai bine e compasul vostru. Unde vă place, acolo vă duceți și insistați până vă iese exact ceea ce vă doriți. Altfel, da, suntem foarte multe ONG-uri în piață, cu drag avem nevoie și acceptăm, nu-i așa, sânge proaspăt. Ca să zic așa, ne dorim foarte mult chiar sânge proaspăt în sectorul ăsta. Așa că dacă vreți să urmați o carieră în ONG, la fel, părerea mea este în primul rând să vă întrebați ce vă mișcă pe voi. Adică acolo în interior, ce vă mișcă pe voi? Unde simțiți voi să vă puneți inima și să puneți mâna să faceți ceva? Și de acolo încolo există multe variante. Puteți și la Așoca, Așoca ne știe pe toți, ALC ne știe pe toți. Aveți unde să întrebați ca să găsiți exact niște organizații potrivite pentru voi. Eu v-aș da un sfat de focusare. Paradoxal, focusare pe partea goală a paharului. Acolo, adică acolo unde e nevoie. Noi aici, în țara noastră, chiar dacă suntem cu belelele noastre, suntem în sfertul superior la nivel global. Deci 75% de pe lumea asta sunt mai praf ca noi, din toate punctele de vedere. Și trebuie să gândiți la scară globală, pentru că dacă nu rezolvăm problemele acolo unde sunt, ele vor veni peste noi. Indiferent, cu toată mândria pe bună dreptate pe care o avem despre sistemele sociale, economice, politice, administrative sau whatever, ele se fac praf dacă nu avem grijă de sistemul natural. Și aici în Europa, de exemplu, Europa are niște inițiative foarte bune, Green Deal, probabil că ați auzit și voi, chiar dacă sunteți la litere, despre așa ceva, că e atât de la modă acum conceptul, e un fel de locomotivă la nivel global la lupte împotriva schimbărilor climatice. Dar Europa n-are decât 4% din pădurile planetei. Putem să facem noi orice în ele, că nu putem să stăvilim beleaua care vine peste noi. Așa că și la problemele de mediu și sociale și de educație, trebuie să depășim cumva bula asta în care trăim și în care, chiar dacă ne zbatem, suntem feriți cumva de ce se întâmplă pe planetă. Și eu, să fiu de vârsta voastră, m-aș duce imediat în Africa să fac foraje pentru oamenii care n-au apă, de exemplu. Sau m-aș duce în Siberia, nu să mă lupt cu rușii, să salvez taigaua de acolo. Și aveți șansa în momentul de față să accesați niște inițiative, nu la noi în țară, la scară globală, care pot aduce un impact uriaș asupra planetei și asupra omenirii la nivel global. Și gândiți mare, nu vă mai mărginiți la problema de la marginea drumului, pentru că suntem noi, ne ocupăm de ele. Binele se poate face nu doar din ONG-uri, puteți face bine și din companiile în care lucrați. La noi au ajuns sute de mii de oameni pentru că niște agenții de publicitate ne-au făcut niște campanii beton, pentru că oameni din media ni s-au alăturat și au promovat proiectele noastre, pentru că niște oameni din companii de petrol au convins alți oameni la un nivel mai înalt și au făcut niște sponsorizări uriașe. Deci cred că binele îl poți face din orice loc ai fi. Eu cred că primul pas pentru a face bine e să fii cetățean responsabil. Să mergi la vot, să ieși la protest atunci când lucrurile o iau razna,
să ai grijă de planetă, de ce în jurul tău, să nu arunci gunoaie pe jos. Lucrurile simple. Cred că ăsta e primul pas pentru a face bine. Când te uiți în jurul tău și nu tolerezi ce nu e de tolerat și când îți exerciți calitatea de cetățean. Că noi cred că aici avem de lucrat în România, să fim cetățeni. Și după aia mergem mai departe. Preiau batonul literalmente vorbind despre să-ți găsești tribul. Și uite, tocmai am... cum zicea și Alexandra, avem o hartă întreagă de oameni de bine din România, cu nume și prenume, cu domeniul de activitate, cu ce-i pasionează, întreabă-i, vezi, adică dacă unde-ți doi puterea crește, dacă îți place, vrei să experimentezi și oricum o să înveți în cel mai accelerat mod o mulțime de job descriptions într-un ONG, că o să ai foarte multe pălării, Caută-ți tribul pentru că sunt sigură că există, atât la noi cât și în probleme mari globale. Nu știu dacă mai mergem toți în Africa, dar pe ăștia de la noi îi avem indexați. Mulțumim foarte mult, ăsta e tribul nostru și sper că vă place tribul în care am intrat. Mulțumesc încă o dată studenților, în primul rând, că au avut ideea. Mulțumesc pentru seara asta. La tribul lui, adică să fim împreună în continuare. Mulțumesc!